Primăria Fălticeni va funcționa timp de 2 ani în Corpul B al Muzeului de Artă Ion Ribescu și în sala de evenimente culturale Pictor Aurel Băieșu. Două clădiri care au fost modernizate de curând prin intermediul fondurilor europene. Primăria Municipiului Fălticeni și va muta sediul în luna iunie, clădirea actuală urmând să fie reabilitată capital pentru prima dată în cei 126 de ani de existență, după cum notează cronica de fălticeni.ro. Potrivit publicației online, investițiile din proiect, care vor include lucrări ample de consolidare, vor dura 2 Ani. Mobilierul și aparatura vor fi transferate în decurs de una sau două zile. Primarul Cătălin Coman spune că activitatea de lucru cu publicul nu va fi afectată, deoarece bunurile existente, mobilierul și aparatura vor fi mutate într-o zi nelucrătoare. Pentru audiențe, plata taxelor și impozitelor, localnicii se vor prezenta din luna iunie la sediul de pe strada Mihai Minescu, aflat între Muzeul de Artă Ion Rimescu și actualul Centru Medical Integrat, fosta policlinică. Ședințele Consiliului Local Fălticeni vor fi desfășurate într-o altă clădire, în sala de festivități, de la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic. Sediul modernizat și renovat al primăriei din Fălticeni va fi redeschis în vara anului 2026.